Dragii mei, Crăciunul a fost și este marea sărbătoare a copiilor. Bucuria Crăciunului nu o poate stinge nimeni. Crăciunul este sărbătoarea bunătății lui Dumnezeu, care prin Fiul Său îl salvează pe om, îl eliberează din starea de sclavie și de singurătate. Prin Fiul Său, Dumnezeu s-a împăcat cu oamenii, i-a împăcat, le-a adus în inimi pace și bucurie, de aceea vedem în taina Crăciunului chemarea lui Dumnezeu la iubirea dintre oameni, la înțelegere și disponibilitate de a ajuta, la iertare și împăcare, pace și prietenie. Dumnezeu nu locuiește printre cei care se urăsc, se ceartă, se dușmănesc, se înveninează. Crăciunul este o chemare să ne lepădăm de orice violență, de orice răutate, să ne unim mâinile și inimile pentru cei aflați în suferință. Crăciunul este o chemare sfântă la puritate, la curățire sufletească. Să întâmpinăm cu toții seara magică de ajun, cu suflete deschise și cu multă bucurie. Vă doresc în încheiere la mulți ani și sărbători fericite! Iubiții noștri părinți, stimată doamnă directoare, stimate doamne și domn profesori, în fiecare an, în preajma Sfintelor Sărbători de Iarnă, cei de colindători vin ca să aducă vestea cea bună a nașterii Domnului. În versuri de o reală sensibilitate artistică, colindele noastre strămoșești aduc cu ele mireasma pradului împodobit și a busuiocului de la icoane, sentimentul comuniunii și al dragostei de neam și țară, întărind legătura dintre noi și făcându-ne mai bun, mai iertători, mai darnici. Să-i privim, să-i ascultăm cu inimile deschise, cu înțelegere și dragoste, pentru că, atât cât au putut, s-au străduit să vă aducă astăzi pe scenă o frântură din folclorul, datinile și obiceiurile, cu care ne mândrim de sute de ani și vor duce mai departe tradiția neamului românesc. Fie ca tradiția sărbătorilor de iarnă să renască și să lumineze cu bogăția lor spirituală, liniștea, bucuria și curățenia din sufletele noastre. Noi am văzut deja, sporadic, primii fulgi de nea, dar astăzi îi vom vedea aici, pe scenă, pe invitații noștri. Grupa Mare Voinicei, de la grădinița cu program prelungit Rostogol, sub îndrumarea doamnelor educatoare Dinu Viorica și Ionita Ecaterina. Thank you.
aparatul de mână-mână să faci poze cu el. Să-mi dau așa de mână-mână să ajungă la tine. Hai, fac. Auziți? Mă rog frumos, dați la următorul, că vreau să ajung la aparatul la soț în față, că nu, nu știu cum să-i dau. Și dați-i domnului și să dea mai departe. Poate nu vă sperați. Ajunge? Mulțumesc! Da, trebuie să ajungă!